Ambasada Ucrainei în Israel a avut cuvinte dure la adresa Rusiei după ce o delegație de rang înalt a Hamas, condusă de Ismail Haniyeh, șeful biroului politic al Hamas, a vizitat Moscova și s-a întâlnit cu ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, pentru a discuta relațiile lor. Doar o țară care ucide mii de copii, femei și bărbați sub pretextul că își eliberează cetățenii poate găzdui un lider al unei organizații teroriste de prim rang, a declarat reprezentantul ambasadei Ucrainei. Delegația Hamas a avut o întâlnire amplă cu trimisul special al președintelui rus în Orientul Mijlociu și țările africane, viceministrul de externe Mihail Bogdanov. Hamas și-a exprimat aprecierea pentru poziția Rusiei în sprijinul drepturilor poporului palestinian, a rolului său prețios în afacerile interne palestiniene și a interesului său pentru unitatea poporului. Analistul israelian Yoni Ben Menachem, de la Centrul Ierusalim pentru Afaceri Publice, spune că Rusia este nevoită în contextul actual să pună mai mare preț pe relația sa cu Hamas, mai ales dacă dorește să se implice și mai mult în Orientul Mijlociu. Un capelan creștin din Regatul Unit a fost concediat pentru că a predicat împotriva identității de gen într-o școală a Bisericii Angliei în urmă cu 3 ani. El încearcă în zilele acestea să găsească dreptate în fața unui tribunal de muncă. Reverend doctor Bernard Randall, în vârstă de 49 de ani din Derbyshire, a fost hirotonisit de Biserica Angliei în 2006. A fost angajat de Colegiul Trent timp de 4 ani, până când a fost concediat în 2019 și raportat Departamentului Antiterorist pentru o predică din 2018. În predica sa, Randall a spus, cităm, "Nu trebuie să acceptați ideile activiștilor LGBT." Centrul creștin juridic îl va reprezenta în instanță pe fostul capelan. BBC informează că Randall a povestit tribunalului că reprezentanții unui ONG au organizat un eveniment în școală unde principalul mesaj a fost distrugeți normalitatea hetero, ceea ce este împotriva învățăturilor biblice. Administratorii Colegiului Trent au declarat pentru Fox News, cităm, la Colegiul Trent suntem mândri de angajamentul nostru de a sprijini bunăstarea tuturor studenților noștri, indiferent de credință, etnie, sex și sexualitate. Muncim din greu pentru a rămâne la curent cu cele mai recente gândiri privind incluziunea, inclusiv mentalitatea LGBT+, în plină dezvoltare, încheia citatul. Ministrul israelian al apărării, Benny Gantz, l-a găzduit miercuri pe ministrul român al apărării, Vasile Dâncu, la sediul Kiria din Tel Aviv, unde au avut o serie de întâlniri care au vizat creșterea cooperării în materie de securitate între țări. România este un partener important al Israelului, un membru important al Alianței NATO și împărtășește interese comune cu noi și o viziune comună pentru o lume sigură și stabilă, a declarat Gantz într-o conferință de presă comună. Războiul din Ucraina ne reamintește tuturor de necesitatea ca țările să-și asigure capacitatea de a se apăra și în același timp de a-și extinde cooperarea cu țări care împărtășesc valori și interese comune. Am convenit în cadrul întâlnirii noastre să aprofundăm cooperarea militară și industrială în cadrul discursului strategic, a mai spus ministrul Gantz. În iulie 2022, forțele aeriene israeliene au participat la exercițiul aerian Blue Sky din România pentru prima dată din 2010. Organizația Internațională a Muncii, Organizația Internațională pentru Migrație și Walk Free au lansat recent raportul intitulat Estimările globale ale sclaviei moderne, munca forțată și căsătoria forțată. Cercetătorii au colectat date între anii 2017 și 2021 din mii de chestionare, inclusiv interviuri față în față din 68 de anchete de muncă forțată, reprezentative la nivel național și 75 de anchete privind căsătoriile forțate. Raportul afirmă că, cităm, sclavia modernă este compusă din două componente principale, munca forțată și căsătoria forțată. Ambele se referă la situații de exploatare pe care o persoană nu le poate refuza sau părăsi din cauza amenințărilor, violenței, înșelăciunii, abuzului de putere sau a altor forme de constrângere. Potrivit datelor, 49,6 milioane de oameni au fost victime ale sclaviei moderne în 2021, cu 10 milioane mai mult decât în 2016, când a apărut raportul anterior. Femeile și copiii rămân cei mai vulnerabili. Cele mai afectate regiuni sunt în Asia de Răsărit.
Alpha.